Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la Another Break in the Mall. Este un simulator în care tu îți construiești și în același timp te ocupi de un mall. Mi s-a părut interesant și am zis să îl încercăm și noi. Este foarte asemănător cu un joc pe care am vrut eu să l joc și am vrut să fac serie cu el pentru că l-am jucat deja. Se numește Prison Architect, deci este în genul acelui joc, veți vedea imediat, New Game. Uh, vom începe cu tutorialul pe care l-am mai făcut o dată, dar așa ca să vă prezint și vă joculețul. Uh, jocul ăsta e sub Prison Architect, Prison Architect e mult mai uh, complex, dar este asemănător. Hai să vedem, zice <coughs> Hello and welcome, you have some how? Uh, bla, bla, massive land, regional planning, nu stăm să știm tot, industria zoning in the area, bla 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 bla. Ideea e că noi trebuie să ne construim un mall și fiți atenți aici și începem. Poate eventual vom face și o serie cu joculețul acesta, havaran dacă să va placă, dar nu știu, vom vedea. Mie oarecum îmi plac uh, genurile acestea de uh, jocuri, tot așa v-am spus că m-am jucat mult uh, Prison Architect. Acum, ce avem noi? Deci ăsta va fi mini nostru. Normal că la început vom avea un fel de magazin simplu, un mall, dar uh, avem un singur uh, builder, așa că trebuie să ne ocupăm să mai uh, angajăm pe cineva. Zice Hire Builder. Oh my God, ce naiba pare ăsta așa nebun. Ok, hai să-i angajăm pe ăștia doi. Să vedem dacă vin. Uh, nu știu exact. Uh, start. Dacă începe la ora 9. Ok, deci el vine la ora, de la ora 9. Ah, dar vine în 21 de ore. Vine mâine. Holy shit, nu. Stai, vine în 11 ore. Îl punem de la 7. Nici nu știu. Punem așa ea. Da, începe să lucreze de la 23? Ah, bă, e interesant pentru că avem niște muncitori pe timp de noapte, știi? Ok, avem doi. Dorează puțin uh, ceva la început până construiesc ei tot și uh, după aia începem noi joculețele în sine. Cred că o să încerc să fac și un episod cu Prison Architect, mă gândesc. Mi-ar plăcea să vă văd așa reacția, poate ați vrea să facem o serie. La Problema cu jocul ăsta e până începe să construiesc, până construiesc ăștia tot. durează destul de cel. Dar am văzut că are un uh, feedback pozitiv pe peste jocul. Adică are potențial Poți să construiești destul de multe chestii Avem aici la build uh, Ok, putem să construim pereți Dar nu asta ne interesează Obiecte Și avem uh, Va trebui să punem niște rafturi uh, Un checkout counter Unde scanează domnișoara uh, lucrurile Fast food Uuu, uh, asta e interesant Ok, dar nu, trebuie să le deblocăm Fast food cooking range Sunt blocate Interesant Ideea este că Stai, stai un pic, a da, trebuie să ne punem uh, ușile, deci nu ducem la obiect și punem așa, un double door și un staff door, de intră doar Boșii. După aia punem peretele, frumos, și ne ocupăm de staff door, ușița. Aici va fi storage-ul, deci mergem la assign și spunem storage, adică unde țin ei mâncarea și aici va fi magazinul propriu. În magazin trebuie să punem așa, ne zice shelf. Punem 3 de astea și după aia food shelf peste tot. Raft cu mâncare și raft simplu. Ideea e că noi trebuie să avem de toate în magazinul nostru. Avem un checkout counter aici și aici. Ok. Select. Ce ne zice? Set product. Ok. Acum trebuie să alegem produsele care să fie pe rafturi. Um, hai să vedem. Ceva de bucătărie, cică. Uite, becuri și electronice. Ce putem să mai... Cookware, nu știu ce înseamnă asta, bed sheets, healthy and beauty, toilet paper, da, toată lumea are nevoie de hârtie igienică, e imposibil să nu avem la mult hârtie igienică, oricum până la urmă vom avea de toate. Um, pa, 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 pa. Hai să ne uităm de mâncare, în primul rând. Deci avem pâine feliată, ok, cine nu vrea pâine feliată, hai să fim serioși. după aia avem niște paste, pastele sunt bune, de ce nu? Uh, breakfast, oh, cereale, cereale, avem nevoie de cereale, chiar dacă n-am mai mâncat de mult cereale. Uh, mâncare la conservăm și ce mai putem să avem? Niște prăjituri. Ok, aici ne interesează landing, uh, loading zone, pardon, ne ducem aici, roadwork, adică unde vine ăla cu mașina și lasă mâncarea. După aia mâncarea va fi depozitată, pusă în depozit și din depozit pe uh, rafturi. Cam asta e ideea. După aia, ce ne zice? Uite aici m-am încurcat eu puțin, dar m-am descurcat până la urmă, deci trebuie să selectăm magazinul și să-i spunem magazinului că aici este um, depozitul pentru că el nu știe să-și dea seama singur avem nevoie de două domnișoare care oh, stă seamănă un pic cu Trump uh, avem nevoie de da chiar okay. um, ăștia și cașieri, cașieri domne nici nu există așa ceva <laughs> înțelegeți voi nu știu cum se traduc vânzătorii ăștia în fine uh, așa și ne trebuie și un stoc Uh, clerk. clerk pune, se ocupă de depozit. Ok. Și deja ne-am deschis molul. Ce părere aveți, băieți? Molul um, nostru trebuie să fie cât mai complex, să aibă cât mai multe magazine, ca lumea să stea cât mai mult la mall, știi? Momentan asta nu e un mall, e un fel de mini-magazin, oarecum. Avem mulți bani, ne interesează research-ul. La research, noi deblocăm, uh, uite, de exemplu, putem să deblocăm cinema. Mi se pare super să ai cinema în uh, mol, Foarte șmecher. Și după aia ne interesează Cold Chain, nu știu ce înseamnă asta, Bowling. super tare, cinema și bowling, normal, trebuie, trebuie să ai în mall, dar durează foarte mult până ni le deblochează, adică durează, să vă zic, 96 de ore, știi? Destul de nașpa, ia să vedem dacă acum sunt 95 de ore, bum, da, 95 de ore, bun. Ce ne mai interesează pe noi e ca molul nostru să se deschidă la o oră mai devreme. Hai să se deschidă la 8, a, nu, fiate, ne interesează în primul rând. Deci stafful ăsta trebuie să vină de la ora 7, pentru că așa vreau eu. Se deschide mall-ul la ora 7 și lucrează până la 18 sau până la cât lucrează, că nu înțeleg. Ok, păi și spunem și noi, deci molul se deschide la ora 7 și se închide la ora 22. Foarte frumos. Ok, și mă gândesc, fiți adzi. Primul lucru pe care noi trebuie să îl facem este să. Uh, construim niște la roadwork, niște locuri de parcare, pentru că ne, ne vor veni mulți clienți, știi? Și vom face așa. Avem customer parking. Foarte frumos. Ok, îl punem chiar până aici. Ăștia nu știu. Unde ne să duc? Oh, ăștia pleacă? Ok, presupun că nu avem muncitori pe timp de noapte. Habar n-am. După aia, um, o să extindem noi molul. Ok, vrem să extindem molul. Cum? Păi vrem să facem o fundație. Și cum am vrea noi să facem fundația asta? Cum am vrea noi să extindem molul mai exact, știm? Adică, nu prea știu of. o formă exactă, dar hai să-l facem ceva în genul ăsta. Uite, mai mare așa. U, dar ne costă mulți bani. Ne cam costă mulți bănuți, dar va fi uriaș molul, va avea mâncare multă de tot, o groază de chestii. Din nou, n-avem muncitori pe timp de noapte, asta e problema. Uite, ba, dacă vine ăștia la ora 2, aș aprecia și dacă ați văzut butonul de like, dacă vă plac joculețele de genul acesta. Uh, nu cred că am mai făcut până acum și nu prea... Nu, e nașpa că n că n-are muzică pe fundal și... Acum că m-am jucat jocul ăsta, îmi face chef să mă joc și uh, Prison Architect. Cred că o să-i mai dau o încercare. Faza la Prison Architect e un joc complicat și trebuie să mă joc mult of camera ca să-l învăț. Altfel îmi scapă... Practic în Prison Architect tu ai o închisoare și trebuie să te asiguri că uh, prizonierii nu scapă. Cam așa ceva. În fine, hai să vedem. Uh, Parcarea momentan ajunge, pentru că e prima zi de când avem mall știi? Hai să, să se ocupe fraiereștea de partea aceasta. Uh, și aș vrea, uite, niște obiecte. O uh, câte, mul câte multe chestii avem pe aici. Ok, mă interesează un double door, uite, fix aici, ca să poată să treacă în partea cealaltă, știi? Mâncitorii se ocupă... Văd că nu e bine că i-am chemat la ora 7, pentru că văd că la 7 nu vine nimeni în parcare. Nici de la 8? Serios? Nu... A, ah, dar e un pic că noi nu avem nimic pe rafturi, aia e problema Sau pe rafturi Ăștia vin degeaba la mall Acum pun băieții Pe rafturi, frumos De toate Ok, ok, ok Aici avem la delivery mm -hmm, Deci, ok, hai să punem puțin pauză și să ne ocupăm Deci, ne interesează storul, ul deci, Hai să deschidă la 9 pentru că e o oră mai bună Și tot așa și stafful să vină de la ora 9, pentru că de la ora 7 vă că nu vine nimeni. Nu știu dacă nu venea, mă rog, nu știu dacă nu venea pentru că nu avem mâncare pe rafturi sau pentru că pur și simplu era prea de dimineață. Nu știu în viața reală dacă se duce lumea așa de vreme la mall, în fine. Um, ok, și acum haideți să începem să construim. Cine ar interesa pe noi? Avem multe chestii pe aici, uite, dinner table, food court table, dar nu prea are rost. De cine a deblocat Movie Pro, oh, proiector, mamă, trebuie să facem o sală de aia de cinema și mecheră. Ok, pe păi, în primul rând, ar trebui să avem o toaletă. U, uh, are dreptate, mă. Hai să punem și unele niște plante, adică... Una aici, una aici. Pinball machine. Ok, o fântână. Wow, un ATM, da, ca să poată lumea să scoată bani de pe card. Mi se pare și mecheră. Dar, dar de, ce nu poți să întorci? Nu poți să întorci uh, item itemul. Asta e ciudat. Ok, bun. Ce aș vrea eu să fac aici? Să pun o fântână Bă, ești nebun nu, nu cred că am ajuns deja la nivelul ăla încât să ne punem Uite, bowling lane Ok, deci trebuie să Va trebui să facem camere separate odată ce ne deblochează cine maul, dar va fi șmecher să văd lumea cu face la cineva, chiar va fi um, ok, deci, <coughs> palet, cloth rack. Ce trebuie să fac eu ca să deblochez astea? Requires project restaurants. Dar la re restaurantul nu, nu mi-l deblochează. Nu înțeleg de ce. Îl avem aici. Zice you don't have the... Așa... Rechizit to search this project. Cold chain. Oh, ne trebuie cold chain-ul. Oh, ne trebuie cold chain-ul ca să putem să deblocăm restaurantul. Restaurantul e jmecher. Ok. Um, Boi, poi atunci nu știu ce să zic. Am putea să umplem... Da, hai să facem în felul acesta. Hai să extindem, deci să facem fundația și să extindem storage-ul. Îl extindem în felul acesta. Ok, lumea cumpără de pe aici, n-au stres băieții, avem pinball machine, ATM, n-avem toaletă în mall, ceea ce e super Asta pare că face pe aia. Ia ce cumpără oamenii? O haină. E ciudat că se duc. A, ah, nu. Se duc în spatele ei, știi? Dar de fapt se duc la tipul ăsta. Zici că fac pe ei. Da, molul e prea mic momentan, dar îl mai, îl mai extindem, nu e problemă. Dacă se mișcă ăștia mai repede, vom face storage 1. Băi, dar nu-mi place, voiam să facă... Stai un pic. Stai, 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 stai. Peretele, voiam să-l facă, uite, așa. Nu, nu acolo. Și remove wall. Uite așa. Exact așa. Și vreau... Și acum vom face storage 1, trebuie să mai adăugăm storage 2 și de aici nu mai știu storage, da, scoateți ambii pereți, haide, te rog, come on, oh my god, urăți jocul ăsta, remove all, ăsta scoate-l, te rog, după aia storage, bun, vom face, deci storage-ul nostru are 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, uite așa, vom face storage, dar de ce 3? What? Avem, avem undeva story 2? Hub, în fine. Avem storage 3 și aici putem să facem store. Știi? Adică mă gândesc că putem să-l facem așa. Mamă, dar e gigantic. Oh, aparent trebuie să-l selectăm pe tot într-unul. Ok, store 4. Super. Bun. Păi, avem magazinul al 4-lea și dacă ne ducem în manage și spunem store 4, aici, perfect. Și zice checkout counter, product shelf, cashier, stock clerk. Ok, păi și începem să construim aici, corect? Hai să vedem. Avem așa, checkout order. Nu, care e diferența între order counter și checkout counter? Chiar nu știu, dar hai să vedem. Punem una aici. Una aici și una aici. Și vom pune, în primul rând, noi nu avem frigidere, nu știu dacă ați observat. Dăm la, pa, 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 la objecți era? Da, la objecți. Noi nu avem, va fi în, în dezvoltare, deci nu vom umple absolut tot de aici. Dar punem așa, shelf, shelf, shelf și după aia food shelf. Bun. Um, pa, 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 ok și acum că este noapte va trebui să selectăm produsele practic ce vrem să facem este să selectăm produsele ce nu le avem deja adică care sunt cu zero candies și um, pa, 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 coffee cafea ce mai selectăm uh, Dălea de, de mașină jucării pentru copii uh, dălea de, de pat ok de bucătărie, aici e cu pâine vom avea multă pâine în caz că oamenii mănâncă, mă gândesc că lumea mănâncă pâine adică botol, apă ok după aia mai punem de-asta asta de suc și apă, suc și apă ar trebui să fie destul de bine mergem foarte repede, va trebui să ne extindem și uh, road work să ne extindem parcarea puțin, deci hai să mai facem așa Faza e că muncitorii noștri vin cam pe la ora 3 sau 4. Să muncească, vedeți? E doar asta. Um, da, aș vrea să faceți voi remove walls. Nu, remove roadwork. Da, pentru că de ce? Vreau um, loading zone aici. Perfect, și după aia să parcheze clienții. Mai facem locuri de parcare, mai multe, uite așa. Și acum începe. Dar am uitat. Nu, pauză, pauză, pauză! pauză, uh, Manage. Avem store 2, store storage și store 4. În store 4 trebuie să angajăm cashier. Uh, asta are viteză. 3 ne trebuie și un store store clerk. Super. Sper să vină, vine în două ore, hai că e bine, e bine, e bine. De ce am pus pauză? Pentru că dacă trece timpul aia vin mâine, știi? Și am făcut asta, vreau să funcționeze și azi. Faza e că trebuie să umple astia rafturile și va dura destul de mult, cred. Adică sunt efectiv goale rafturile. Ok, avem oamenii care deja... Dar sunt goale rafturile. Uite, hai că pun ăștia mâncare aici. Super. La obiect ce mai avem? Ce putem noi să mai punem? Urinal, nici nu le avem de blocate. Coș de gunoi, are dreptate? Avem nevoie de coș de gunoi. Uite, punem un coș de gunoi și aici. Uh, și aș mai vrea... Da, e bine. Avem gunoi, avem de toate. E doar unul care umple rafturile și drează destul de mult, dar avem din, din fiecare. Uh, nu știu exact dacă fac profit cu banii sau ce naiba se întâmplă aici. Uite, uh, cold chain e aproape. Nu, mai, 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 mai. Și asta mai e. Uh, Bowling-ul nu s-a făcut și nici cine. De ce s-a oprit cine-mau? Cred că s-a oprit cine pentru că am ales cold chain. Cred că da. Uh, Ma sunt supărați, nu știu ce naiba Se enervează. Unde văd dacă finanțe? Aici ne arată profit over the last 100 days. Suntem în scădere. net profit. Gross profit. Da, nu prea facem profit. Probabil cu timpul vom începe să facem profit Mă gândesc Bă, da, e parcarea plină, voi vedeți Da e bine, e bine pentru că nu e full-full Parcarea, adică nu e uh, La capacitate maximă, dar probabil va fi Următoarea zi Uite, deja s-a închis magazinul Trebuie să mutăm și research center-ul ăsta Unde stau ei, cred Dar nu știu ce naiba e Chestia e că trebuie să așteptăm destul de mult până A, oh, uite, nu voiam să se închidă Mall-ul, de ce? Uite, store. Până la 22 aș fi vrut eu. Adică să mai fie deschis puțin. Dar ne-au ne plecat vânzătorii, ăștia de aici. De ce ne-e -ai nervoasă aia, nu înțeleg? Nu le convine sau ce. Ne-au plecat, deci trebuie să dăm la manage, staff, starting hour și lucrează până la 18, cred că. Nu vor să lucreze până la finalul zilei. Abar n-am cum îi fac să lucreze până la finalul zilei, cred că trebuie să angajez alții. Cred că da. Dar în mare parte ați înțeles, cred că, ideea cu joculețul acesta. Pare un joculeț interesant, destul de complex, adică putem să facem multe chestii, ar fi mișto să ne deblocăm aia cu cinema. Avem mult de construit, adică voi, nu știu dacă vedeți toată harta asta de aici, fai de cap, meu, faci un oraș cu moluri. Mi-ar plăcea așa să mai facem o daia mare cu cinema, o daia cu bowling și avem multe la research aici. Luxurii, supplier, după aia ne aduc ăștia televizoare, ne aduc calculatoare, ne upgradăm, mă gândesc zi strada și vine pe deasupra, pe de cred, poate facem parcare subterană, deci sunt multe chestii, hai să salvăm și noi, uh, de, da, sigur, ok, uh, dar mai încheia episodul aici, nu știu dacă v-a plăcut sau nu episodul, eu sper că da și să apăsați și butonul de like dacă v-a plăcut și sunt nerăbdător să vă citesc comentariile, să vă ce părere aveți, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare, pa, pa!